Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă povestesc cu un gând, un gând de-al meu. Nu este o întâmplare, este un gând. Gândul ăsta mi-a venit aseară când, pe la ora 9 seara, mă uitam la, la televizor, la un film și mi-am desfăcut o bere. Asta e sticla de la berea de aseară. Și... Cei care mă cunosc pe mine știu că eu n-am băut până la 32 de ani, poate și mai mult 33 de ani, 32-33 de ani, eu chiar n-am știut ce gustare are berea. Uh, și băutura în general nu, nu mi-a plăcut uh, să dau niciodată. Și aseară în timp ce mă uitam la film și savuram berea asta, bună de altfel, rece, din frigider, uh, bă, mi-am adus aminte că eu n-am băut o bere și nici nu o să -o mai beau, niciodată. Există o bere care n-am băut-o și nu o să -o mai beau niciodată. De ce mă repet? Că vreau să fie și un sfat pentru, pentru alții, pentru oricine, practic. Bă, știți berea aia care o bei cu tata? Eu aseară m-am gândit că berea aia nu o să mai beau niciodată. Nu știu de ce, mi-a fugit gândul la tata, mi-am adus aminte câtă bere bea el, bea bere, era băutor de bere, și berea lui preferată era Newmark. Aia îi plăcea lui să bea. Și mi-am adus aminte și am zis, bă frate, fii atent că eu cu tata n-am băut niciodată băut bere. Și de asta zic, acea bere chiar nu o să mai beau niciodată. Și bă, îmi pare rău. Aș fi vrut să îmi străfung, să fulgere prin cap uh, amintirea primei beri cu tata, uh, o amintire pe care eu nu o am și nu o să o mai am niciodată. Nici, -o, -o, o, o, amintire care n-am avut-o și nu o să o am niciodată. Uh, și nici nu, nici nu mai am când să mi-o întipăresc în minte. Pentru că, știți, tata nu mai e. Uh, na, nu vreau să-mi tristez pe nimeni cu povestea asta, dar este exact gândul care mi-a venit aseară. Și am zis, bă, frate, hai că, hai că vreau să împărtășesc și gândul ăsta cu, cu prietenii mei. Și poate, na, poate cineva încă mai are timp să profite de acea bere. Sau poate altcineva nu mai poate să profite, dar a cunoscut sentimentul ăsta înainte. Nu știu. Cred că, într-adevăr, armata este, armata este o perioadă definitorie pentru un bărbat. Eu n-am făcut armată, am fugit de ea cât am putut. O să vă spun și povestea mea de ce n-am făcut armată. Dar cred că al doilea lucru e acea bere cu tatăl tău. Bă, eu cred că atunci când ai băut o bere cu tactu, frate, atunci ai și din partea familiei tale ă, certitudinea că frate ai devenit bărbat. Gata, frate, uite, am băut o bere cu tactu. Nu știu de unde mi-a venit gândul ăsta, nu știu, dar chiar am simțit nevoia să, să împărtășesc cu voi lucrul ăsta. Acum am avut momente plăcute la bere cu foarte mulți prieteni. Uh, unul din localurile mele preferate e Berăria H, unde chiar beau bere acolo. Îl am pe Titi, vecinul, care beau bere cu el. Ne sunăm la 9, 10, 11 noaptea. Titi, bei o bere? Da, hai, sau vine el la mine. Alex, hai să te cinstesc, hai să bem o bere. Hai. Sunt momente foarte frumoase, dar acea bere nu o să mai beau niciodată. Hai, v-am pupat!